Vă invit acum să deschideți cuvântul Domnului la întâia carte a profetului Samuel, capitolul 17, versetul 47. 1 Samuel 17, versetul 47, pagina în Biblie 310. De asemenea, puteți să urmăriți și pe ecran acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și cuvântul spune așa: și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului. Amin. Cunoaștem pasajul acesta, știm cuvântul acesta. Împăratul David l-a rostit într-una din cele mai mari crize prin care a trecut poporul evreu. Ființa națională a lui Israel, existența lui ca națiune, era amenințată de filisteni, în fruntea cărora era Goliat, un luptător hidos, un supraom, un om de dimensiuni aparte. Și este tot mai des, tot mai frecvent și tot mai acceptată această idee că acest Goliat, ca și fiul lui Rafa, ca și Anachimii, ca și ceilalți nefilimi, au fost practic ființe umane rezultate dintr-o încrucișare nenaturală între îngerii căzuți, numiți fiii lui Dumnezeu, și fetele oamenilor. O încercare disperată a diavolului de a împiedica nașterea sămânței femeii care este Iisus Hristos. Și lumea aceasta a urieșilor, frați și surori, doamnelor și domnilor, în paranteză spus, probabil că la vremea potrivită, dacă va fi cu voia Domnului, voi vorbi, lumea aceasta a urieșilor, a acestor încrucișeri nenaturale între demoni și oameni, și lumea se miră să audă așa ceva, se va repeta. Pentru că aduceți-vă aminte ce a spus Iisus Hristos: în zilele din urmă va fi aidoma cu zilele lui Noe. Ori în timpul lui Noe, rasa umană a fost pervertită în totalitate, 8 oameni au mai rămas genetic curați pentru ca oamenii să continue pe pământ. Libertatea națională și individuală a lui Israel, deci, erau amenințate. David spune cuvintele pe care le-am citit și într-o altă formă, de exemplu când citim în Psalmul 20, versetul 7-8. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor, deci pe dimensiunea lucrurilor pe care le au. Așa, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Spune, ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. De ce? Pentru că biruința este a Domnului. Chiar dacă nu vedem pentru moment, chiar dacă în criza în care ne aflăm nu înțelegem planul pe care Dumnezeu îl are și felul în care soluționează criza respectivă, adevărul rămâne acesta: biruința și bătălia sunt ale lui Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu biruitor. Dar probleme avem tot timpul. Avem probleme în familie, avem probleme în biserici, avem pierderi de tot felul, probleme de sănătate, crize relaționale, avem lipsuri de tot felul. Și în lucrurile acestea, securitatea familiei noastre este amenințată, securitatea individuală este amenințată, securitatea credinței este amenințată și, de asemenea, libertatea noastră, pentru că dacă vom cădea victimă asalturilor celui rău și ispitelor care ne sunt întinse, cursurilor care ne sunt întinse, ne pierdem libertatea, devenim oameni robi, posedați de lucrurile care ne pot să ne robească. În circumstanțe de felul acesta și în împrejurări de felul acesta, și întotdeauna, de fapt, este bine ca noi să ne întoarcem inima către Dumnezeu. Tot timpul ar trebui să o avem. Realitatea este că de multe ori umblăm ca și când suntem stăpânii lumii.
și ne facem planuri, cum spunea apostolul Iacob, de parcă noi suntem în controlul lumii, ne ținând seama și ne ținând cont de acest adevăr, că cel ce are ultimul cuvânt în afacerile oamenilor și în afacerile acestui univers, cine este? Dumnezeu. Probabil că în dimineața aceasta, aici în Biserica Emanuel, ori în ziua de astăzi, oriunde te-ai găsit tu, mă adresez unor oameni care trec prin încercare. Și am auzit deja la timpul de rugăciune, am amintite situații extrem de dificile. Trec prin crize, situații de sănătate, probleme de familie, probabil probleme sufletești, probleme emotive, unii au probleme mentale. Noi ca oameni, aici pe pământ, cum spunea Iov, omul născut din femeie se naște ca să sufere. Datorită faptului, nu că așa este destinul nostru, dar datorită faptului că părintele, strămoșul nostru, Adam, a păcătuit neascultând de Dumnezeu, genetic a moștenit toate lucrurile pe care le întâlnim, toate relele pe care le întâlnim. Aceasta este moștenirea de lungă durată. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul de îmbărbătare pe care l-am și în această dimineață și în această zi este acesta. Bătăliile vieții și biruința în această bătălie este a Domnului. Este a Domnului. Nu este a mea. Nu este a ta. Este a Domnului. Și de aceea, haideți să urmărim împreună un mesaj pe care l-am intitulat simplu. Simplu este biruință sigură. Biruință sigură. Cel ce dă biruința este Domnul. Cum dă această biruință, în ce condiții și felul în care lucrează Dumnezeu, să urmărim acum îndeaproape. Și în primul rând, adevărul care trebuie să ne încurajeze. Adevărul care trebuie să ne încurajeze. În pasajul pe care l-am citit, în 1 Samuel, capitolul 17, versetul 47, partea finală, așa spune, căci biruința sau bătălia este a Domnului. Când știi acest adevăr, când știu acest adevăr, lucrul acesta trebuie să te încurajeze, să te îmbărbăteze, să-ți ridice sufletul, să-ți ridice psihicul, să-ți ridice duhul. Nu poți să rămâi abătut când știi acest adevăr. Cel rău se minte, este singurul care se minte și crede că va birui. Este singurul care se minte și crede că va birui. El crede că în final va lua locul lui Dumnezeu. El crede că în final va fi ca Dumnezeu. El crede că în final va putea să subjuge o lume întreagă, vorbim lumea îngerilor și lumea oamenilor, și toată lumea, inclusiv Dumnezeu, să-i aducă închinare. Este o minciună pe care o trăiește. Este o minciună pe care o trăiește. Dar realitatea este cealaltă. În controlul tuturor lucrurilor este Domnul Dumnezeu. Este Domnul Dumnezeul trinitar al Scripturilor. Este Tatăl, este Iisus și este Sfântul Duh. Și de aceea, când știm acest lucru, la această realitate, să ne uităm la câteva adevăruri care rezultă din această realitate, din această încurajare. Primul adevăr la care ne uităm este identitatea Domnului nostru. De ce biruiește Domnul? În Zaharia, capitolul 9, cu versetul 9, partea a treia, spune, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor. Care este identitatea Domnului nostru? De ce biruie el? De ce trebuie să te încurajezi tu și să mă încurajez eu? Măcar că de atâta vreme parcă nu vedem nimic întâmplându-se în jurul nostru, ori poate dimpotrivă ni se pare criza se adâncește mai mult. Identitatea marelui nostru împărat este aceasta. El este sfânt. El este neprihănit. Dar nu numai atâta. Observați cum vorbește profetul Zaharia, spune, iată că împăratul tău vine la tine, Domnul Iisus Hristos, Tatăl Ceresc și Duhul Sfânt este în drum spre tine. Este în drum spre tine, spre situația ta, spre criza ta, spre problema ta, spre necazul tău, spre lipsa ta, spre neajunsul tău. Iată că vine la tine. Nu numai că este în drum spre tine sau spre mine. Trebuie să știm ceva mai mult decât a vorbit profetul Zaharia, pentru că noi avem toată revelația lui Dumnezeu cu privire la ceea ce trebuiește cunoscut despre Dumnezeu aici pe pământ. El este chiar cu noi. Pentru că a spus-o Iisus, iată că eu sunt cu voi, nu numai în drum spre voi. Eu sunt cu voi în toate zilele. Și este ceva mai mult. El este în noi.
El este în noi, pentru că noi, prin credință, am devenit templul lui Dumnezeu. Și de aceea, lucrul acesta mă încurajează. Mă încurajează. De ce? Pentru că știind identitatea lui Dumnezeu, aceluia care este în drum spre mine, aceluia care este lângă mine, aceluia care este în mine și este cu mine în fiecare zi, uitați ce descoper în cuvântul Domnului. El este încins pentru luptă. Psalmul 45, versetele 3 la 5. El știe tactica vrăjmașului, Ezechiel 28, 6 la 10. Cunoaște toate lucrurile înainte ca ele să existe și să pornească în desfășurarea lor. Isaia 45, cu 5. Cunoaște planurile celui rău făurite împotriva ta sau împotriva mea. Isaia 37, cu 26 și 28 la 29. Cunoaște puterea și credința ta în crize și de aceea știe să-ți dea ajutor pe măsură. Apocalipsa 3, cu 8. Cine este acesta? Este cel ce are în control bătălia și biruința. Identitatea lui este Dumnezeu. Dumnezeu. Aș vrea să primești cuvintele acestea, pentru că Dumnezeu mi le-a pus pe inimă când am lucrat la construcția acestui mesaj, Dumnezeu mi le-a pus pe inimă ca să te încurajezi tu, să te îmbărbătezi tu, să vezi că Dumnezeu te iubește și îi pasă de tine, îi pasă de libertatea ta, vrea să fii liber, să nu fii rob. Îi pasă de starea ta sufletească, îi pasă de starea ta mentală, îi pasă de relațiile tale, îi pasă de sănătatea ta din toate perspectivele, îi pasă de pâinea ta, îi pasă de singurătatea ta sau îi pasă de necazul în care te afli, îi pasă de toate lucrurile pentru că le știe pe toate și le poate controla pe toate. Uită-te deci la acest prim adevăr care trebuie să te încurajeze, la identitatea lui Dumnezeu. Iată că împăratul tău vine la tine, este blând, este neprihănit. Și este biruitor. Acest este lucru care trebuie să te umple de bucurie. Nu numai că are natura aceasta sfântă, este și biruitor. Și apoi când vine cel de-al doilea adevăr, promisiunea cu care vine, deci promisiunile Domnului. În Exod capitolul 14 cu versetul 14 sunt cuvintele lui Dumnezeu când i-a vorbit lui Moise. Domnul se va lupta pentru tine. Domnul se va lupta pentru voi. Israel este în criză. Însă Dumnezeu îi spune lui Moise și Moise repetă cuvintele, Domnul se va lupta pentru voi. Poate Dumnezeu să mintă, uitați de exemplu ce vorbește Dumnezeu cu David, în Psalmul 89, versetele 33 la 35. Nu-mi voi face credincioșia de minciună, nu-mi voi călca legământul meu și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea să mint eu lui David? Sunt extraordinare pentru mine aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Dumnezeu își apără demnitatea lui, caracterul lui. Și a spus, am vorbit, am promis și nu-mi pot face credincioșia de râs. Caracterul de rușine. Să mint eu, să-l mint pe David, dar puneți numele tău acolo. Să-l mintă Dumnezeu pe Lazar? Să te mintă Dumnezeu pe tine? Nu poate să facă Dumnezeu lucrul acesta. Pentru că El nu minte, El este adevărul. Nu-și schimbă planul. Dumnezeu a spus, sunt cu voi în toate zilele, este cu noi în toate zilele. A spus că El controlează bătălia, să știm că acesta este adevărul. A spus că El are biruința, să știm că acesta este adevărul. Dumnezeu nu-și schimbă cuvântul de dragul nimănuia, pentru că toate lucrurile le face după bunul plac al sfatului său. Motivația lui este o motivație lăuntrică, o motivație lăuntrică, interioară. Când se uită la tine și când se uită la mine și ne vede în starea aceasta nenorocită de multe ori, amărâtă și împrășteați cu lucrurile pe care le avem, Dumnezeu știe să intervine. Spune cuvântul Domnului, mi se mișcă lăuntrul de milă. Și când intervine, îți dă biruință, îmi dă biruință și îl face pe vrăjmaș de râs. A promis că îți poartă de grijă, știe să-ți poartă de grijă și știe să-l facă pe vrăjmaș de râs. Vă aduc aminte, de exemplu, această experiență, cred că am spus-o cu vreo 15 ani în urmă în biserică, va fi proaspăt acum pentru dumneavoastră, felul în care lucrează Dumnezeu, ca să-ți apere cauza sau să-mi apere cauza, să-ți arate că El este din controlul lucrurilor și să-ți arate cum poate să umilească pe vrăjmași. Fratele Pavel Bocchean a fost liderul mișcării pentecostale, cultului pentecostal din România, mulți ani.
Dânsul s-a născut undeva în părțile Aradului și după ce a fost promovat în această slujbă de președinte al cultului pentecostal, a trebuit să se mute la București, pentru ca de acolo să poată să facă această lucrare și să conducă lucrarea Domnului. Noastră care a trăit în România sub regimul comunist, țineți minte lucrul acesta. Nu puteai să te muți dintr-un loc în altul, dintr-un oraș în altul, numai cu aprobarea guvernului local al orașului, care era controlat de secretarul de partid, de o miliție coruptă și de procuratură la fel de coruptă. Sistemul comunist nu dădea voie să te miști dintr-un loc în altul pentru că trebuia să controleze mișcările populației. Așa că dacă din Cluj, de exemplu, vrei să te muți în București, nu-ți dădea buletin, în pașaport să intri în București. Și neavând lucrul acesta, buletinul acela de identitate ca să locuiești într-un oraș, nu puteai să-ți înscrii copiii la școală, nu puteai să beneficiezi de asistență medicală, pentru că nu te lăsa să intri în oraș. Fratele Bocheanu s-a mutat la București. A bătut la toate porțile, s-a dus la departamentul cultelor, care era răspundea de toate cultele din România, legal, recunoscute. Sigur, vorbeau frumos cu tine, dar nimeni nu-ți rezolva problema. L-au tot potat, l-au plimbat la toate ușile. În final, după ce au umblat la toate ușile, cineva i-a spus așa, frate Bocheanu, de ce nu vă duceți direct la șeful securității din București? Dom'le, ăla spune toate lucrurile. Cereți o audiență la el, vă duceți și poate că vă rezolvă problema. Și cum să mă duc la șeful securității? Tocmai asta, ăștia programul au, nu? Să ne încurce, să ne dea peste cap. Frate Bocheanu, ați încercat la departament, ați încercat la miliția, ați încercat la forțele de muncă, ați încercat la toate lucrurile. Cercați și acolo, ce mare. Vă mai dă o dată afară, nu? Și a făcut o hârtie, o cerere, că așa trebuia. Și s-a dus la direcția securității statului, la București. Sigur că era acolo un ofițer la poartă. A zis, cu ce ați venit dumneavoastră aici? Păi uitați, vreau să intru în oraș. Am o cerere să fiu primit în oraș, să-mi aduc și eu familie aici, să-mi scriu copiii la școală. Cum vă cheamă? Pavel Bocheanu. Unde lucrați? La cultul pentecostal. Fugi, domnule, de aici, a zis. Asta nu e de dumneata. Cultul pentecostal. Noi nu rezolvăm culte. Dacă nu ești lucrător al muncii socialiste, pentru noi ești un trântor. Du-te acasă, domnule. Sigur că frate Bocheanu a fost foarte dezamăgit să audă așa ceva direct la poartă, nu? Și s-a întors să plece. Dar ofițerul de la poartă s-a uitat la el și, sigur, a lucrat Dumnezeu în mintea lui și în inima lui. Și a zis, domnul Bocheanu, veniți, domnule, înapoi în casă. Deci vreți să vă primească șeful mare în audiență, șeful securității, da. Nu vă primește, domnule. Nu vă primește pe dumneavoastră. Mai ales cultul pentecostal. Dar vă învăț eu cum să vă primească. Scrieți încă o dată cererea. Și în loc să scrieți cultul pentecostal, scrieți numai că lucrează la CP. Că așa să scrieți, zice, toate lucrurile, numai cu inițialele. Cultul pentecostal. Atâta scrieți, zice. Și că cere să vă primească în oraș. Și eu sun și vă primește, zice, în audiență. Frate Bocheanu, de domnule, nu este o greșeală, că toată lumea scrie cu prescurtat, nu PCR, ce, pe, a scris că mă numesc Pavel Bochean, așa, sunt lucrător la CP și vreau să intru în oraș. Se duce și stă la ușă și îl primește șeful. Se duce, îi pune cererea pe masă, așa, tovarășul Bocheanu, care este problema dumneavoastră? Păi uitați, vreau și eu să intru în oraș de la Arad, să-mi aduc familia, nu mi-am putut scrie încă copiii la școală și la asta. Dar unde lucrați, tovarășul? Fratele Bocheanu a fost în dilemă, ce să-i spună? Păi zice, vedeți, pe ce are de zice, la CP. La CP lucrați? Păi de ce nu mi-a spus domnule, zice, vreau la CP toată lumea. E dat semnătură. Fratele Bocheanu a rămas confuz acum. A luat hârtia, a intrat în oraș. Coborât ofițerul era la poartă și a zis, domnul Bocheanu, v-a semnat șeful hârtia? Mi-a semnat. Am știut eu că o semnează, domnule, că ăștia-s fraiere aici, a spus, zice. Păi cum, zice, pe de când a scris CP, eu crezut că lucrați la comitetul de partid, zice.
Dumnezeu este în control. Dumnezeu este în control. Și poți să fie Goliat, cât de Goliat o fi el, când Dumnezeu vrea și întotdeauna vrea de dragul tău, îl umilește pe Goliat. Cu o literă îl umilește. Nu trebuie să folosească suriță și săgeată. Cu o literă. Cu un cuvânt. Aș vrea să te uiți la lucrul acesta. Domnul este în drum spre tine, este lângă tine, este în tine. Caracterul lui este sfânt și biruitor. Planul lui este să-ți facă bine, nu să te mintă. Nu vrea să-și-l schimbe. Și apoi este cel de-al treilea adevăr, este gloria Domnului nostru. Când Domnul îți face bine, când Domnul mi-a făcut bine, în Marcu 7:37 este acel verset pe care eu nu pot să-l uit, pentru că ce pot să uit de fapt din cuvântul Domnului, dar îmi place reacția contemporanilor lui Iisus. Au venit la el și spune, el toate lucrurile le face de minune. Așa vorbeau despre Iisus Hristos. Toate le face de minune. Adică este neîntrecut, Domnule, este neîntrecut. Ce vreau să spun prin aceasta? Fiindcă Dumnezeu de biruință a auzit ce spune David. Să știe toată mulțimea aceasta că biruința este a cui? A Domnului. Și gloria este tot a Lui. Este tot a Lui. Când Domnul îți dă biruință și îți dă biruință, când Domnul îmi dă biruință și îmi dă biruință, să nu mă laud și să nu te lauzi. Ai văzut? Ai văzut ce am făcut eu? Ai văzut cum am reușit eu? Ai văzut cum au ascultat pe mine? Au văzut cum au stat la cântarea mea? Ai văzut cum au stat la rugăciunea mea? Ai văzut cum au stat la predica mea? Frați și surori, cum vă spuneam înainte, noi suntem tari câte vreme Domnul își ține mâna peste noi. Și-a luat-o, m-am răsturnat și te-ai răsturnat ca o piatră, ca o piatră, ca un copac tăiat de la rădăcină. De aceea, dă laudă lui Dumnezeu, mulțumește-i lui Dumnezeu, cinstește-l pe Dumnezeu. David a vrut să audă toți. Eu vin înaintea ta nu cu toiagul și cu praștia și cu sulița și cu săgeata. Vin înaintea ta, Goliat, cât îi fi tu de uriaș și de hidos și de ciudat pentru noi și de puternic, cu forțe supranaturale în tine datorită originii tale, eu vin înaintea ta în numele Dumnezeului lui Israel. Și vreau să știi biruința aia lui, puterea aia lui, dar și gloria aia lui. Și de aceea când îi dai laudă lui Dumnezeu, dă-i laudă cu cuvântul tău, Coloseni 3:17. Dă-i laudă cu fapta și recunoștința, același pasaj, Coloseni 3:17. Dă-i laudă cu ascultarea ta, Habacuc 3:17-18. Dă-i laudă cu slujirea ta, Roman 12:11. Dă-i laudă cu viața și casa ta, Iosua 24:15. Dă-i laudă cu mărturia ta sau a mea printre oameni, Psalmul 34:3, Psalmul 78:1-4. Învață. Deci, în primul rând, acest adevăr este un adevăr care încurajează, care îmbărbătează. Biruința este a Domnului. În acest subiect, biruință sigură. Al doilea adevăr, în al doilea rând, ceea ce spune David este un adevăr care nu numai că încurajează, este un adevăr care motivează. Când ești încurajat, ești determinat să lucrezi, ești motivat, ești împins. Deci, un om care s-a încurajat, deci deja este un om de acțiune, este o familie de acțiune. Cine a primit curaj din partea lui Dumnezeu nu poate să stea nepăsător acum, să stea în inactivitate, în inacțiune. Indiferent cât de grozav este Goliat, indiferent cât de mare este oștirea filistenilor, indiferent cât de mulți sunt cei care s-au ridicat împotriva ta sau împotriva casei tale, sau cât de dezastruoase sunt rezultatele medicale, concluziile pe care le-ai auzit, pentru că știi că Dumnezeu este de partea ta și te-a încurajat cu acest adevăr, ești motivat să crezi, ești motivat să mergi înainte.
Prima motivație o ai atunci când te simți slab. Deci motivați când suntem slabi. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni 12:10, căci când sunt slab, atunci sunt tare, nu? Când sunt slab, atunci sunt tare. Dar dați-mi voie să vă pun o întrebare. Când suntem tari? Când suntem tari? Toți slabi suntem tot timpul. Nu vedeți noastră cât de firavi suntem și cât de slabi suntem? Dacă cineva, să vă dau un exemplu simplu. Cineva s-a uitat la tine și ți-a spus un cuvânt mai aspru. Te-ai topit, nu-i așa? Ca să vezi cât de tare ești. Ți-a făcut o critică mai caustică. Te-a luat de pe picioare. Ți-a spus un cuvânt despre familie. Neadevărat. Dar tot bună dispoziție din ziua aceea s-a dus. Nu este așa? Așa suntem noi, asta e natura noastră. Este natura noastră. De aceea Apostol Pavel spune, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Când recunosc că mă prăbușesc la orice, atunci pot să devin tare, pot să fiu tare, pentru că atunci mi-aduc aminte că trebuie să mă reazăm pe Cel ce este tare, care este Dumnezeu. Nu a spus Apostolul Pavel că dacă ești olog, ești tare. Nu, să nu creadă nimeni lucrul acesta. Și Apostolul Pavel a spus, când realizez că nu mai slab sunt și că nu pot face nimic cu propria mea forță și cu propria mea putere, atunci, numai atunci, pot să mă reazăm pe puterea lui Dumnezeu, pe atot prezența lui și pe atot puternicia lui. Că altfel nu ne aducem aminte de Dumnezeu că este tot puternic și că este în controlul lucrurilor. Numai un pic ne merge bine. Așa cum zicea David în Psalmul 30. Haideți să ne uităm la David, acela care ne învață mesajul de astăzi. Când îmi mergea bine, ziceam, ce ziceam, aduceți aminte? Nu mă voi clătina niciodată. Și zice David, o clipă ți-ai tras mâna de peste mine, mi s-au bătut genunchii deolaltă. Am început să tremur. Și am zis, Doamne, ce vei câștiga dacă îmi iai sufletul și mă cobori în groapă? Ai intrat în panică. Dar până acolo, pentru că mi-a mers bine, pentru că ți-a mers bine, pentru că a fost sănătatea bună 2 săptămâni sau 1 an de zile sau 3 ani de zile, a mers business-ul bine, a mers școala bine, a mers, știu eu, afacerile bine, au mers relațiile bine, a zis, gata, sunt în control. O clipă și-a tras Dumnezeu mâna. David a recunoscut. A Pavel acest lucru vrea să-l spună, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Când realizez că starea mea este o stare de slăbiciune, dacă mă topesc la un cuvânt. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, însă sunt unii dintre dumneavoastră care mi-ați spus în curtea bisericii, frate, nu știu dacă mai vin la biserica aceasta. Și asta nu înseamnă că vă predic, ci vreau să vă spun ce se întâmplă. Și atunci de ce? Păi am văzut pe cineva ce s-a uitat foarte ciudat la mine. Și s-a topit. Probabil că arătai ciudat sau ciudată. Nu cred. Dar sunt oameni așa care... În neatenția lor, în nevegherea lor, se uită ciudat la tine, se uită ciudat la mine. Și m-am prăbușit, m-am terminat sufletește. Nu. Realizează că în tine sau în mine nu există puterea cu care să ne lăudăm să mergem înainte. Eu nu mă speriu de nimic. Să nu îngăde Domnul să te sperii. M-ai auzit bine? Să nu îngăde Domnul să te sperii. Pe mine nu mă înfrică nimic. Să nu îngăde Domnul să te înfrici. Nu mă tem de nicio boală. Să nu-ți dea Domnul nicio boală, Doamne păzește. Dar adevărul este că noi suntem slabi, suntem slabi. Și Apostolul Pavel spune și David spune, motivați-vă de faptul că biruința și bătălia sunt ale lui Dumnezeu. Și realizând cine sunteți voi, cine sunt eu, cine ești tu, lucrul acesta trebuie să te facă, să te încurajezi știind că Domnul este lângă tine. Domnul este de partea ta și de aceea, fiind slab, El este Cel ce îți dă speranță, îți împrospătează credința, te ajută să vezi prin credință, te ridică din depresie și descurajare. Te îndeamnă la rugăciune. Uitați cum zice David în Psalmul 40, știți bine versetele acestea. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. Nu era tare David, nu era tare. Plângea, țipa. Dacă spune, mi-a ascultat strigătele.
M-a scos din groapa pieirii. Și măcar că este în poziție înaltă, este împărat, nu? Din fundul mocirlei. Mi-a pus piciorul pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în el. Mărit să fie Domnul! De ce? De ce spune David aceste lucruri? De ce spune? Pentru că atunci când a văzut realitatea despre el, s-a încrezut în Dumnezeu. S-a încrezut în Dumnezeu. Și când te încrezi în Dumnezeu, notează ce ți se întâmplă. Domnul onorează speranța credinciosului. Psalmul 40, versetul 1, partea 1. El ascultă rugăciunea, 40 cu 1, partea finală. El te ridică din groapa pieirii, 40 cu 2a. El te întărește și te întărește pașii și viața, 40 cu 2, partea finală a versetului. El îți dă cântări de biruință în ziua necazului, 40, psalmul, versetul 3, partea 1. El îi intimidează pe potențialii tăi vrăjmași sau ai mei, 40 cu 3, partea finală. Și el poate îmbărbăta pe alții prin biruința care ți-o dă ție. David spune, mulți au văzut lucrul acesta și s-au încrezut, alții s-au temut, s-au încrezut. Deci, Domnul te motivează când ești slab. Domnul, pe de altă parte, te motivează să te îmbraci cu armele lui Dumnezeu în bătăliile vieții. În 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 4, spune, pentru că armele luptei noastre nu sunt firești, citesc din traducerea nouă, ci puternice, potrivit lui Dumnezeu spre destrămarea întăriturilor. În bătăliile pe care noi le avem, uitați-vă, avem și traducerea englezească, a spus traducerea englezească acolo, uitați ce spune traducerea englezească. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Este mai puternică traducerea englezească. Ce vrea să spună Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, este acesta. Împotriva ta și împotriva mea sunt strongholds. Strongholds însemnează cetăți întărite. Sunt întărituri aduse de cel rău. O hordă de demoni este pusă împotriva ta, împotriva casei tale, împotriva mea, împotriva casei mele. S-au săpat șanturi de jur împrejurul tău, se uneltește de jur împrejurul tău, împotriva ta, împotriva caracterului tău, împotriva familiei tale, împotriva vieții tale. Strongholds, întărituri. Dar spune Apostolul Pavel, armele cu care noi luptăm sunt de natură să nimicească aceste întărituri. De ce? Pentru că nu sunt armele noastre, sunt armele lui Dumnezeu. Și armele cu care noi ne luptăm, spune, sunt armele luminii. Adică, ce vrea să spună Apostolul Pavel? Apostolul Pavel vrea să spună următorul lucru. Când noi ne luptăm, nu ne luptăm în puterea noastră, ci ne luptăm în puterea lui Dumnezeu, în puterea luminii absolute. Iisus este lumina, Duhul Sfânt este lumina, Tatăl Ceresc este lumina. Și când El luminează, toate întăriturile celui rău, toate ascunzișurile lui se văd, orice întăritură ridicată împotriva ta este descoperită, Dumnezeu o nimicește. Dumnezeu îți poartă de grijă. De aceea Pavel va spune, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Roman 16 cu 20, abia aștept lucrul acesta. De aceea îmbracă-te în armele lui Dumnezeu. Înseamnă să te rezemi pe promisiunile lui, Evrei 13 cu 5. Înseamnă să ai dragostea lui în tine ca să birui frica, 1 Ioan 4 cu 18. Însemnează să ai credința biblică care biruie lumea și cursele ei, 1 Ioan 5 cu 4. Însemnează asta sub autoritatea supremă a numelui Sfânt Iisus, Marcu 16, 18 la 19. Avea armele acestea lumini însemnează a depinde de El în toate prin rugăciune în numele Domnului Iisus Hristos, Ioan 17, 23 la 24. Însemnează a împărtăși poverile tale cu cel de lângă tine, un frate sau o soră care simte ca și tine și crede pe același Dumnezeu pe care îl crezi tu, Galateni 6 cu 2, purtați-vă poverile, sarcinile une altora. Dar probabil cel mai bine lucrurile pe care vi le spun le spune cuvântul Domnului, când ești lucrător împreună cu El. Haideți să citim acest pasaj din 2 Corinteni, capitolul 6. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii.
Noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să fie defăimată, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, uitați armele luminii, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Cum să... Neprihănirea este armă de lovire, da. Aduceți-vă aminte de această scenă istorică. Irod și cu toți descendenții lui au fost niște criminali notorii, niște oameni răi, oameni pe care și Dumnezeu i-a pedepsit ca atare. Dar în timpul domniei lor, în timpul stăpânirii lor, făcând crime imense, omorându-și chiar rudele ca să nu cumva să îi concureze la tron, cuvântul Domnului spune în Marcu 6:20. Dar Irod se temea de Ioan Botezătorul, pentru că îl știa un om neprihănit și sfânt. Ucigașul acesta, criminalul acesta, afemeiatul acesta, bețivul acesta, netotul acesta, care nu se temea de nimeni, se temea de armele neprihănirii, de Ioan Botezătorul. Observați cât de clar vorbește Apostolul Pavel? Noi lovim cu neprihănirea. Stai la adăpostul lui Dumnezeu. De aceea cuvântul Domnului spune, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt, cel ce rămâne în neprihănirea lui, ascultător de Dumnezeu, zice despre Domnul, El este tăria mea, El este biruința mea, El este ajutorul meu. Și apostolul Pavel spune, în felul acesta suntem biruitori. Am citit din 2 Corinteni 6:1-10. Și în final, în al treilea rând și în ultimul rând, fă lupta ta cauza lui. Fă lupta ta cauza lui, cauza lui Dumnezeu. David a vorbit despre o biruință sigură. David n-a vorbit îndoielnic. Așa trebuie să vorbești și tu. Goliat este hidos, filistenii sunt mulți, armele lor sunt puternice, dar armele noastre sunt mai puternice. Arma noastră este arma luminii. Arma noastră, în final, este Dumnezeu. Pentru că El se duce înaintea ta și înaintea mea și luptă. El se duce înaintea noastră. David a făcut cauza lui și cauza lui Israel, cauza lui Dumnezeu. De aceea a spus, eu vin înaintea ta în numele lui Dumnezeu, pentru că biruința este a lui. Israel este al Domnului. Ce te-ai răsculat împotriva Domnului? Dacă nu faci cauza ta, cauza Domnului. Deci uite-te la acest prim adevăr. Dacă nu faci cauza ta, cauza Domnului. Ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă? Euul ți-o ia înainte. Sfaturile oamenilor le socotești superioare sfaturilor lui Dumnezeu. Te rezi pe putere materială sau socială sau pe influență locală, zonală. Și vedeți dumneavoastră, oamenii sunt mari și tari și mâine nu mai sunt. Mâine nu mai sunt. Când nu-L faci pe Domnul, sprijinul tău, nu-L iai, apărătorul tău, ai încredere în sine, atunci cazi în ispită, îți pierzi vinovăția, îți pierzi caracterul, uneori îți pierzi familia, falimentezi, cazi în deznădejde. Și ți este greu după aceea să te întorci către Dumnezeu. Îmi este greu să mă întorc din nou și să spun, Doamne, am greșit, am falimentat, dar aceasta este înțelepciunea. Trebuie să mă trezesc în ultimul ceas, măcar dacă Dumnezeu mi-a păstrat viața, să mă întorc către Dumnezeu și să văd că am greșit, să vezi că ai greșit. Și atunci să ne uităm la celălalt adevăr. Dacă problema ta devine cauza lui, ce se întâmplă atunci? Dacă problema mea este cauza lui Dumnezeu, atunci Goliat, cât de uriaș o fi el și cât de mulți uriași va aduce cu el, Goliat n-are niciun succes. N-are niciun succes, pentru că știți ce? Dumnezeu îți spune și îmi spune, lasă-l pe seama mea. Și dacă ați citit această întâmplare, mai ales la copile este povestită, dar este o întâmplare reală. De multe ori copiii au aceste probleme. Sunt în grădinițe, sunt în școlile primare, sunt în școlile secundare, sunt la liceu,
bullies, copii rebeli, copii bătăuși, thank you, copii bătăuși. Și n-au altă preocupare decât să se lege de oricine, să bată pe oricine. Și în această familie creștină, copilul lor, 9 anișori, era bătut mereu copilul lor. Tată, iară m-a bătut, mi-a luat mâncare așa. A zis, uite, uite cum o rezolvăm. Când te duci mâine la școală și când vine la tine bully, bătăușul acesta, îl privești drept în ochi și nu-l slăbești și să vezi că nu se leagă de tine. Tată, m-am uitat eu la el, dar m-a lovit. Uite, de data aceasta nu o să se mai întâmple. Și de silă de milă, copilul s-a dus la școală. I-a venit macho direct pe el. Și copilul și-a luat inima în din să-l privească drept în ochi. Și a văzut că bătăușul întoarce și-o la fugă. Și a zis așa în inima lui, măi, tata are dreptate. Dar s-a întors să vadă dacă l-a văzut cineva. În spatele lui era taică-sul. Pentru că taică-sul s-a dus în ascuns pe urmele lui ca să-l încurajeze. Așa, să-l încurajeze. Și bineînțeles, când bătăușul a venit și a dat cu ochii de taică-sul, așa, a luat-o la fugă. Din ziua aceea nu s-a mai legat de el. Exact așa, așa stau relațiile și cu noi. Cel rău vine și te privește să te intimideze. Golia se uită direct în ochii tăi, direct în ochii mei, ca să mă dezarmeze. Uită-te în ochii lui, nu-ți fie frică, pentru că să știi, nu că în spatele tău, trebuie să știi că în tine stă Dumnezeu. Și când cel rău se uită în ochii tăi și vede că nu clipești, vede în ochii tăi ochii Domnului, vede mânia lui, vede puterea lui. Și Domnul spune, lasă-l acum pe mâna mea. Pentru că experiența pe care o aduce Dumnezeu în bătăliile vieții este o experiență care ridică. Este o experiență care dă liniște și pace. Uitați cum spune profetul Isaia 30:15. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. În seninătate și încredere va fi tăria voastră. Îți dă tărie pentru pregătiri de noi biruințe Dumnezeu. De ce? Cel rău, dacă este înfrânt, să știți că fuge. Dar nu fuge pentru totdeauna. La Domnul Iisus Hristos, spune cuvântul Domnului, au venit, l-a ispitit în toate felurile. Luca singur este cel care specifică și spune în Luca 4:13. După ce l-a ispitit în toate felurile, a plecat de la el până la o vreme. Iar va veni cel rău. Dar o bătălie câștigată pentru tine și pentru mine, câștigată în numele Domnului și pentru gloria Lui, o bătălie câștigată este o pregătire pentru tine pentru o viitoare bătălie. Și trebuie să știu și trebuie să știi că dacă Dumnezeu mi-a dat astăzi biruință, Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Are și mâine biruință. Are și mâine. Are și mâine. Și în toate lucrurile acestea, în toate bătăliile vieții, în toate problemele în care te afli sau în toate problemele în care mă aflu, nu uita. Biruința este a Lui, pentru că bătălia este a Lui. Cauza ta este cauza lui Dumnezeu. Dar după ce Dumnezeu ți-a dat biruința sau mi-a dat biruința, lauda nu este a noastră. Lauda nu este a ta, lauda este a lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu are pentru noi, Dumnezeu are pentru tine, are pentru mine biruință sigură. Domnul nu poate să fie înfrânt. N-a fost niciodată, nu va fi niciodată. Poporul Domnului nu este destinat să fie îngenunchiat. Este destinat să stea în genunchi ca să biruiască, dar nu destinat să fie îngenunchiat de cel rău, să fie trântit la pământ. Poporul Domnului este destinat de Dumnezeu spre biruință. De ce? Pentru că cel ce îți apără cauza și mi-apără cauza este Tatăl Ceresc în numele Domnului Iisus Hristos și prin mijlocirea după voia lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Nu te încurajează lucrul acesta? Nu știu care ți este necazul, la unii știu. Dar cuvântul pe care ți l-am adus, pe care l-am avut în inimă astăzi, este un cuvânt care să te ridice. Privește și tu ca David, uite-te în ochiul lui Golia și spune, cât e fitul de hidos, în mine trăiește Hristos, în mine este Dumnezeu. Eu nu mă pot bate cu tine, nu mă pot bate cu cancerul acesta, nu mă pot bate cu criza aceasta, nu mă pot bate cu situația aceasta, nu mă pot bate cu lipsa aceasta, dar Hristos
îmi va apăra cauza. De ce? Pentru că eu recunosc că sunt slab. Și când sunt slab, El este tare. Mărezem pe puterea Lui, mărezem pe îndurarea Lui, pe dragostea Lui și El îmi poartă de grijă.